Situat în câmpia Tesaliei, în apropiere de Calambaca, între munții Koziakas și Anticasia, Meteora este unul dintre cele mai cunoscute ansambluri monahale ale răsăritului creștin. Mănăstirea Sfânta Treime stă, asemenea unui mic juvaier, deasupra unei stânci deosebit de înalte. La capătul unui șir de 140 de trepte săpate în piatră, ce pornește de la marginea șoselei, pelerinul este răsplătit cu o minunată priveliște. De la baza stâncii, scări săpate în piatră te conduc în siguranță spre vârf, unde se află mănăstirea. Pentru a fi ușurat accesul la mănăstire, în anul 1888 s-a cioplit mai întâi un drumeag în stâncă, completat mai apoi cu cele 140 de trepte în anul 1925. În vârful stâncii, din spatele bisericii, se află un mic teren cu o grădină cultivată. Ca în toate mănăstirile, vreme de ani întregi, pământul pentru grădinărit a fost cărat cu multă osteneală pe panta abruptă sau cu ajutorul unor plase trase cu scripeți. Din cauza înălțimii foarte mari, monahii au fost obligați să urce materialele de construcție prin intermediul scărilor din sfoară, al frânghiilor și al plaselor. Considerată a treia mănăstire ca vechime, Sfânta Treime, este pomenită încă din anul 1362, într-un pitac al lui Simen Uroș, paleologul, în care se vorbește despre Meteora și despre Sfânta Treime. O tradiție mai târzie susține că mănăstirea Sfânta Treime a fost construită între anii 1458 și 1476 de către un monah pe nume Dometie. Din inscripții și din alte mărturii se face cunoscut că biserica propriu-zisă a fost construită la anul 1476 și, mai târziu, pronaosul. Cel mai probabil este că mănăstirea a fost clădită într-o perioadă de 18 ani, adică de la 1458 și până la 1476. După cum certifică izvoarele istorice și diferiți călători care au vizitat mănăstirile de la Meteora. Mănăstirile de la Meteora reprezintă cel mai important centru monahal ortodox al grecilor după Sfântul Munte. În vechime, asemenea celorlalte mănăstiri de la Meteora, urcușul se făcea cu scări de sfoară sau cu plasa, trase de un sistem de roți cu tamburi și scripeți. Tradiția spune că au fost necesari 70 de ani pentru a urca pe stâncă materialele pentru construcție și că abia apoi a început zidirea lăcașului. Thank you.